Din cauza acestor restricții, mulți au rămas și fără locuri de muncă. Și păi, asta este, da. o vedem în cifrele, da, uh -huh. publicate. D de... Numai și se pare că noi creștem economic. Și vedem și în protestele care au fost organizate zilele trecute, da. în, atât în București cât și în marile orașe din țară. Înțeleg că sunt, unii spun că sunt proteste acaparate, oarecum politic, păi, de de la ordonanța cum, 13 cum ce au fost. Alea nu au fost proteste politice? De la ordonanța 13? ăla de la 10 august, nu au fost proteste politice. Orice protest care e cu jos guvernul, e un protest politic. Guvernul e pus de un parlament care e politic, da? Și în urma unor alegeri politice. Deci orice protest care începe cu jos guvernul sau se termină cu jos guvernul, e un protest politic. Orice protest tinde să fie acaparat cu reușită sau nu, de niște forțe politice. În urma protestelor la Ordonanța 13 și 10 august și tot, a apărut uh, Partidul Salvatorilor de Meserie, nu USR-ul, în esență că despre asta a fost vorba uh, și s-a consolidat USR-ul, în urma acestor proteste poate să consolidează aurul sau poate că nu. Habar n-am. Înțeleg Dar că se că consolidează, așa spun sondajele, chiar Vasile Dâncu spunea ieri eu, și la noi. Bună am văzut și Că eu aur e aproape de usr eu am văzut sondajul cu aurul la 18%, spre exemplu. Înțeleg că, bun, îi zic 14. În cifrele publice. Eu am văzut un sondaj cu aurul la 18%. Ceea ce mi se pare deja de... Dar, repet, în Bulgaria, aurul lor a luat 19, nu știu cât la sută, sau 18,9% în contextul în care câștigătorul alegerilor, cum a fost PSD-ul la noi, numai că la ei sunt ăștia de dreapta, PNL-ul lor, a luat 24%. Deci, aurul bulgăresc e la 5%, Repet, validat de, parlament, de electorat, nu în sondaje de opinie. La 5% de câștigători alegerilor. De ce ne-ar mira, ca și la noi, aurul să fie la... Bun, aurul nu are comunicare. Că sunt puțini care vorbesc și puțini care sunt convingători. Dar, dar are dar forță politică asta, aur? Poate... Îl vedeți departe, poate chiar formând nu. un guvern în viitor? Eu de general ce nu văd departe formațiunile de tipul ăsta. Dar s-au mai schimbat vremurile. M-am învechit și eu și poate că astea sunt noile vremuri pe care nu le înțeleg eu. Eu nu înțeleg. întotdeauna am înțeles rațiunea și vedeți că în toată Europa se întâmplă chestia asta. Există o forță naționalistă. De regulă. Care este mai mult sau mai puțin antieuropeană declarată, mă rog, Europa Unită, ca să zicem așa, care este, în general, forța antisistem, da? Au oh, și francizii și a lor s-ar putea să-și câștige alegerile astea dacă o lasă securitatea lor doamna Le Pen uh, Are toată lumea. În fiecare țară există. Dar întotdeauna forțele astea cum existat și la noi PRM-ul Dar întotdeauna au fost ținute de establishment, ca să vorbesc și eu intelectual uh, Cel civil și cel mai puțin civil au fost ținute în niște marge cât să poată fi folositori Odată să le răzba la aia, că uite, dacă nu sunteți cumți, crezi că ăștia și uite ceva. Așteaptă pe partea, a altă să-ți mai faci un interes electoral cu el când ai nevoie de o alianță și nu știu ce, dar într-o anumită marj. Și la un întâmplat? moment dat au și dispărut. Și la un moment dat au și dispărut, dar pe cale naturală, pentru că întotdeauna vor exista niște nemulțumiți da? de, de toate forțele politice din țara respectivă. Și nemulțumiți ei trebuie să fie canalizați către o forță politică. Noi suntem ăia care stăm împotriva tuturor, ca rapid după vremuri, singuri împotriva tuturor. Așa a fost Vadim cu singuri împotriva tuturor, după aia când s-a săvârșit succesul PRM-ului cât a fost el, a apărut Dan Diaconescu singur împotriva tuturor, cu PPDD-ul, care să nu uităm, la 14% la parlamentare, după care, după Dan Diaconescu, a venit hiatusul că pe ul s-a dizolvat, n-a mai existat și rămăsese disponibil un electorat care își căuta capitanul, comandantul, spune tu cum vrei, și care nu se regăsea în niciuna dintre formațiunile alea politice sau în cele mici urmașele a ceea ce fusese odată pe RM ul ce vrei tu. Și uite așa a apărut aurul. Și s-a făcut comandantul Simion, Numai că între timp a venit și așa cu pretenții de comandant peste comandantul Simion. Și uite! S-au -a, -a, întâmpl a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum mă uitam Dar pe online și o șoacă, spre exemplu, are grupuri cu susținători mult mai mulți decât, da. decât Simeon, spre da. exemplu. Până la urmă, construcția asta politică e asumată oficial și nu, dusă la un succes electoral de Simeon. Adică, Totuși, Simion cu tenacitatea lui, habar n cu servicii, fără servicii. Bănuiesc că și cu sprijin de servicii, că nu prea se inventează partid din România de succes fără sprijinul serviciilor, dar bă, Simeon Simion e tătit cu acestui proiect politic. Că va reuși să-l ducă mai departe, să-l dezvolte sau nu? Zău dacă e treaba mea.